Defrișarea pădurilor este o problemă globală care, din păcate, nu ne ocolește. În fiecare oră, în România, sunt tăiate 3 hectare de pădure și se acționează foarte puțin pentru a reîmpăduri zona exploatată, defrișarea abuzivă expunându-ne riscului dezastrelor naturale. În ciuda eforturilor de a limita acest fenomen al defrișărilor ilegale, acestea continuă să fie o problemă majoră a țării. Autoritățile din România au făcut în acest weekend un pas extrem de important în combaterea defrișărilor ilegale, au implementat un nou sistem de monitorizare a lemnului tăiat Sumal 2.0. Sumal 2.0, cel mai important sistem informațional de urmărire a materialului lemnos, a intrat în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 24. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține că noul sistem informatic va contribui la debirocratizarea sectorului prin eliminarea mai multor registre și documente, precum și prin automatizarea fluxurilor de date care până acum se realizau manual. Pentru administratorii de păduri, ocoalele silvice de stat și private au fost înlocuite cu registrul marcării și cel al dispozitivelor de marcat. Începând din 31 ianuarie, administratorii vor utiliza varianta lor electronică din noul Sumal. De asemenea, au fost înlocuite fișele de marcare de mână, precum și centralizările aferente. Odată cu implementarea Sumal 2.0, toate marcările se vor realiza electronic în teren, iar volumele se calculează și se transmit automat. De menționat este faptul că noul Sumal are capacitatea de a descoperi automat eventuale erori din culegerea datelor dendrometrice, astfel încât acestea să poată fi corectate în timp util. Primarii din Gorj consideră că acest sistem este binevenit. Gheorghe Epure, edilul comunei Polovragi, susține că știe deja de existența Sumal 2.0, fiind chiar de acord cu punerea în aplicare, mai ales că în anumite zone ale țării sunt extrem de întâlnite fenomenele de tăieri ilegale ale pădurilor. Da, știm despre el, dar să știu la noi. Eu n-am prea fost sesizat și ni l-am observat de fișări ilegale. Dar corect, e corect pentru că din ce am văzut în mass media, în alte zone, e binevenit. În România se taie neautorizat într-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cub de lemn, adică cu 20 de milioane peste cifrele oficiale.